câteva scurte declarații despre ce se întâmplă cu adevărat în Parlamentul României astăzi, dincolo de anumite accente grotești. A fost votată legea eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor. Este o lege care a fost de fapt blocată un an și două luni de domnul Ciolacu. În mai anul trecut, în 2022, USR a depus această lege și de atunci, în fiecare săptămână, cerem să fie votată. Practic, prin această inacțiune, domnul Ciolacu, domnul Ciucă au făcut ca aceste pensii să continue să fie plătite timp de un an și două luni. Chiar și așa, este bine că am reușit să-i determinăm prin presiune astăzi să voteze această eliminare a pensiilor speciale. Avem, bineînțeles, semne de întrebare pentru că au făcut-o mai prost decât era varianta USR, greșeli de procedură în care nu intru și sperăm că acesta să nu vulnerabilizeze legea la Curtea Constituțională. Dar să nu uităm că discutăm despre doar 700 de pensii speciale, iar în România sunt 210.000. Și va urma un alt plen astăzi la Camera Deputaților, în care vor fi salvate aceste 210.000 pensii speciale. După ce va trece cealaltă lege, legea care se referă la restul pensiilor speciale, vor rămâne în plată toate cele 210.000 de pensii speciale. Și să luăm un exemplu. Pensia specială a domnului Nicolae Ciucă, 18.000 de lei. După ce va trece această lege, va rămâne domnul Ciucă cu 16.000 de lei, care este tot dublul unei pensii care ar fi normală pe reguli de contributivitate. Ba mai mult, în felul cum a fost făcută această a doua lege care se referă la pensiile speciale în ansamblul lor, există mari riscuri de neconstituționalitate. Deci e posibil ca domnul Ciucă să doarmă chiar liniștit că nici măcar acei 2.000 de lei între 18.000 și 16.000 să nu-i fie luați. În acest timp, la Senat, de un an și jumătate, aproape 2 ani, este blocat proiectul USR care abrogă o nouă categorie introdusă de pensii speciale, cea pentru foștii primari. E vorba de undeva la 15.000 de noi beneficiari de pensii speciale. Se amână în fiecare an până la 1 ianuarie. Acum, teoretic, peste 6 luni intră în vigoare aceste noi pensii, care ne-ar costa sute de milioane de lei, și refuză domnul Ciolacu și domnul Ciucă să o punem pe ordinea de zi și să eliminăm. Este un proiect de lege foarte simplu, un singur articol poate fi rezolvat într-o săptămână în Parlament. Realitatea este că aceste două partide, PNL și PSD, sunt cele care au introdus pensiile speciale în România, cei care le susțin, cei care se prefac că doresc desființarea și cei care ar face orice ca să le salveze. Dacă aveți întrebări. O să sesizați Curtea Constituțională dumneavoastră pe aceste legi? USR-ul, adică? Nu, noi nu o să sesizăm Curtea Constituțională. Bineînțeles, nu vom vota acea lege care se referă la salvarea pensiilor speciale, la cele 200 și ceva de mii de pensii speciale care rămân neatinse. Am votat legea de eliminare a pensiilor speciale parlamentarilor, copiată de PSD, de la USR. L-am văzut mai devreme și pe domnul Ciolacu, că a făcut o remarcă legată de asta. Însă și actul de a copia un proiect de lege și de a-l redepune fără expunere de motiv și fără impact bugetar și în paralelism legislativ, că se întreba de unde vine această prezumată neconstituționalitate, având în vedere că textele sunt identice. Textele articolelor sunt identice, le-au copiat de la noi, în schimb au introdus potențiale probleme de procedură. În situația aceasta suntem, nu vom ataca noi la Curtea Constituțională aceste proiecte de legi, vom vota împotriva proiectului de salvare a pensiilor speciale, altele decât cele parlamentare, și ne dorim ca pensiile speciale să fie eliminate cu totul, să fie trecute la contributivitate. Și vă aduc aminte că în procedura parlamentară USR a depus amendamente specifice, tehnice, care făceau exact acest lucru, luând fiecare categorie de pensii în parte. Magistrați, pensii militare, pensiile foștilor aviatori, grefieri și așa mai departe. Și pentru fiecare categorie se trecea la principiul contributivității, adică ceea ce cere jalonul din PNRR. Nu, este fals. Pare că domnul Simonis nu are cea mai bună zi astăzi. În 2021, când eram la guvernare, luna februarie, au fost trecut proiectul de eliminare a pensiilor parlamentarilor, ulterior desfințat de CCR pe un motiv de procedură, și anume că au spus că s-a dezbătut prea repede. Am citit această motivare a Curții Constituționale. Exact în ziua în care a venit decizia Curții Constituționale, care s-a întâmplat în mai 2022, acum un an și două luni, noi am redepus proiectul care de atunci a stat blocat de PSD. Am mai spus un lucru, domnul Simonis, care e aproape fals, sau dacă vreți fals prin omisiune, în care
pare că există o specializare la PSD. De altfel, spunea domnul Ciolacu că trecem de la fapte la vorbe zilele trecute și vedem acest lucru, și anume spunea, în momentul de față niciun primar nu ia pensie specială. În momentul de față, suntem la 6 luni de momentul în care intră în vigoare și în plată aceste pensii speciale, care sunt ale primarilor, care sunt prorogate de la intrarea în vigoare doar până la 1 ianuarie. Dacă vrei să ai o intenție de partid serios asumat, desfințezi și abrogi aceste pensii odată și pentru totdeauna. Nu le introduci, apoi le amând de la an la an, ținându-i agățați pe foștii primari, o clientelă importantă pentru aceste două partide. Este absolut grotesc și incompatibil cu parlamentarismul ce se întâmplă. Aviz celor care hrănesc mișcarea extremistă chiar prin anumite mișcări făcute de ei, prin anumite proiecte de legi. Poate că domnul Ciolacu, înainte să plece supărat, ar trebui să nu depună proiecte de lege de tip șoșoacă cu interzicerea făinei de insecte sau să pună sintagme de tipul sclavii moderne a Europei în programul de guvernare. Asta l-ar face să fie cu adevărat modernizator, nu vor.